Veteran este numele pe care nava Ropax Ferry 8017 l-a primit astăzi în șantierul Daman din Galați. Cu o lungime totală de aproape 81 de metri și o lățime de peste 17 metri, noua navă a fost construită pentru guvernul provinciei Newfoundland și Labrador. Veteranii este destinată transportului de persoane între insula Fugo și insula Change, situată pe coasta de est a Canadei, având o capacitate de 200 de pasageri și 64 de autovehicule. Cum ți se pare vaporul? Mare! Este foarte mare și v-am zis, este prima dată când vedem și noi așa ceva. Momentul în care nava a fost lansată la apă a creat emoții în rândul copiilor veniți să ia parte la eveniment. Mi-a plăcut mai exact cum a alunecat vaporul, cum l-a lansat. E mare? Da, e foarte mare. Te vrea să mergi și tu cu el? Aș fi vrut. Aș Dar la lansare ai fi vrut să fii pe navă? Da. Spune-mi dacă ți-a plăcut. Da, foarte tare. Ce ți-a plăcut? Când a fost lansat. După cum vedeți, este un client din Canada. E o primă colaborare cu guvernul din Newfoundland și Labrador. Noi sperăm să fie, pe lângă cele două nave, sperăm să continuăm colaborarea și să avem nave românești care să navige în zona canadiană. Și nava trebuie să fie foarte fiabilă ca să ofere servicii locuitorilor acelor insule. Oamenii nu se bazează pe astfel de nave dacă au nevoie de servicii medicale, se ducă la spital sau alte chestii urgente. Această navă este prima dintr-o serie de două nave de tip Ropax 8017 ce se vor construi la Galați pentru guvernul provinciei Newfoundland și Labrador.